Bun găsit, prieteni ai fotbalului. Vă salutăm în această după-amiază de 18 mai pe stadionul Zimbru din Chișinău. Are loc un alt meci din cadrul turneului de dezvoltare care este găzduit de țara noastră în această perioadă. Vom urmări în cele ce urmează meciul dintre selecționatele, inclusiv pe platforma YouTube a Federației Moldovenești de Fotbal. A început partida de pe noastră, este o oportunitate unică de a juca pe această arenă. Să vedem acum o primă acțiune pentru selecționata României și gol înscris în chiar secunda 17. Jucătoarea cu numărul 18, Andreea Cândea, reușește să înscrie la fel cum a făcut-o și în partida precedentă. A fost o pătrundere frontală a jucătoarei din România, care s-a descurcat de minune în fața adversarilor și a strecurat mingea pe lângă Alina Ciobanu, care ieșise dintre buturi. Așadar, 1-0 din acest minut. Toate jucătoarele din România, cu excepția capitanului Irina Apostol. Bună această centrare și gol! Nu am reușit să văd cine a marcat. Imediat ne vom... Este vorba de Yasmina Turcu. 2-0 din minutul 13, prieteni. Au avut parte de victorii și acum o fază care se încheie cu un nou gol. Înscrie în acest minut 22 Carla Rebrișorean. Aceasta o surprinde pe Alina Ciobanu cu un șut de la 20 și golează pentru Angarista. Spuneam despre un nou trofeu. Acum emoții pentru Isabela Coman și cât de aproape a fost vinii noi. Ca să vedem acest corner. Un singur minut s-a dictat. Între timp se mai înscrie un gol. De această dată își trece numele pe lista marcatorilor Georgiana Nicolae cu o lovitură de cap. 4-0, prieteni. Spuneam fazele fixe care sunt una destul de modestă pentru echipa noastră. Între timp, fluier de final, Andrei Cândea. Continuă Cândea, Rebrișorean, un șut cu efect și gol pentru România. Este 5-0, reușește dubla Rebrișorean în acest minut 51. O acțiune, o minge care depășește aici arepa dreapta defensivei noastre. Să o vedem. Acum un șut și gol înscrie România. Al șaselea gol. S-a remarcat din nou Andreea Cândea în acest minut 62. Care să analizeze greșelile pentru ca acestea să nu fie repetate. Acum ocazie mare pentru România, trimite puțin pe lângă poartă. O reluat Georgiana Nicolae, scoate pe stânga până la De la Vasile și se aude fluierul final al arbitrului Elena Gobjilă, care consemnează o victorie concludentă și categorică în același timp.